Ridurile reprezintă o cută sau un șanț în piele care se formează din cauza acțiunii musculaturii situate imediat sub aceasta. Ele sunt determinate de alterarea straturilor pielii, respectiv a epidermei, stratul superficial, și a dermului, stratul profund. Fiecare are o anumită mimică a feței și în raport de mimica pe care o are fiecare om, fiecare pacientă sau pacient, se creează în timp niște riduri care sunt particulare în general fiecărui om. Vă dau un singur exemplu. La nivelul glabelei, zona centrală a frunții, cum o numim noi, există așa numitele paternuri glabelare, care sunt 5 tipuri de riduri. În raport de cum se exprimă o persoană, fie că stă încruntat, fie că se miră tot timpul, se creează un anumit tip de riduri care poate să fie în omega, în V, în U, în diferite forme. Atunci, în raport de tipul de rid pe care îl are, noi avem niște puncte de injectare pe toxina botulinei pe care trebuie să mergem la acele puncte. Sunt numeroși factorii care determină apariția ridurilor, iar aici putem aminti de expunerea la soare, fumatul, factorul ereditar sau chiar dormitul pe o singură parte, care poate crea riduri asimetrice. Evitarea soarelui și consumul de lichide, și dacă fumează atât cât se poate, să reducă numărul de țigări pe zi. Asta este partea profilactică. Partea curativă pe care o facem noi, plecăm în primul rând de la o hidratare a tenului, pentru că, așa cum vă spuneam, dacă mă duc pe un ten uscat, va atrage foarte mult acid hialuronic, ceea ce și din punct de vedere al costurilor pentru pacientă vor fi foarte mari. După care, pe ce tenul este hidratat, intrăm cu injectări și în momentul ăla se umple fiecare rid în parte. Iar dacă vreți să scăpați de riduri, tratamentul se poate face numai de către un medic specialist. Odată ce ridurile au apărut, dacă nu le tratezi tot timpul, ele vor reapare. Sigur, dacă faceți 4-5 ani la rând, următorii 3-4 ani va arăta mult mai bine tenul. Dar ușor, ușor reapar ridurile. În momentul când încep să apară ridurile, este ca și la cosmetică, ca și la coafor. Trebuie întreținute toată viața, altfel vor reapare.